Domnul avocat Adrian Cuculis de la distanță prin Skype alături de noi și în platou se află și domnul Liviu Fenoghen, director Centrul pentru Soluționare Alternativă a Litigiilor din domeniul bancar, CSALB, poate ați mai citit prin presă. Bună ziua, domnule Fenoghen, mă bucur că sunteți alături de noi, ați revenit în platoul emisiunii, mulțumim. Mulțumesc frumos pentru invitație, nu este prima oară și de fiecare dată m-am bucurat să particip la emisiunea dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim. De data asta, un pic mai la distanță, facem precizare. Da. E important. Haideți să vedem. Iată, e un comunicat al ARB, Asociația Română a Băncilor. Băncile din România au soluționat 265.000 de cereri de amânare a ratelor, multe avizate pozitiv. Se știe, e trecut în lege, românii pot amâna plata ratelor până la 31 decembrie da. Anul acesta. Noastră acționați în zona asta de soluționare a diferendelor între clienți și bănci de mulți ani, că ați mai fost la noi în emisiune, s-au adunat câțiva ani. Sunt deja 4 ani și 3 luni de zile de când am început activitatea operațională propriu-zisă, adică de la 1 martie 2016. Deci vine să vă ajute această reglementare de amânare sau... Reglementarea de amânare, practic prevăzută de ordonanța 37/2020, dacă vreți dumneavoastră, creează un alt cadru decât cel al Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar. De ce spun? Pentru că ordonanța însăși trimite cumva consumatorul să-și rezolve problema direct cu banca. Adică el adresează o cerere băncii, banca analizează imediat această cerere, înțeleg din comunicatul pe care dumneavoastră l-ați citat pe scurt, sau din care ați citat pe scurt că au fost aproximativ 300.000 de cazuri până acum de astfel de amânări adresate băncilor. Cam 90% care, au primit răspuns favorabil. Din aceste 300.000, 280.000 au primit răspuns favorabil și au fost amânate ratele. Noi am mai arătat, chiar și în acest context, activitatea CSALB, deși la un moment dat, pe la începutul stării de urgență și pe la începutul pandemiei, cumva a scăzut ca volumetrie, nu foarte mult, dar a scăzut din cauza faptului că toți consumatorii s-au adresat direct băncilor. Băncilor, da. Exact. Noi am arătat faptul că o amânare de rate nu reprezintă decât, dacă vreți, o soluție pe moment. Dumneavoastră faceți un fel de renegociere exact, a sumelor. Exact, exact. Deci mai mult decât o simplă amânare, care presupune că după perioada de amânare, rata persoanei respective va fi mai mare, valoric, pentru că se adaugă atât partea din principal, cât și partea din dobânzi care au fost amânate, s-au amânat deci 3, 6, 9 rate, să spunem, că era maxim 9 rate posibil să ți le amâni până pe 30 decembrie. Asta înseamnă că începând cu luna ianuarie 2021, valoarea ratei respective va fi mai mare. Modifica, nu neapărat simțitor mai mare, dar va fi mai mare. Se pune problema dacă persoana depinde și de tipul putea... de credit, dacă exact, vorbim exact, un credit exact, imobiliar, da. Dacă de nevoi personale. De nevoi personale, așa este. În ordonanță se arată foarte clar. Pe când prin intermediul unei soluții pe care o pot obține la nivelul CSALB, se poate obține o renegociere a contractului, o reechilibrare a prestațiilor contractuale care să aibă ca efect să aibă efect pe toată perioada derulării contractului și nu pe numai pe cele 9 luni de zile. Acesta este avantajul, dacă vreți dumneavoastră, semnificativ al unei negocieri. Și este un tip de asistare gratuită pe care o da, care este un tip de asistare gratuită, în sensul că nu plătesc absolut nimic. Bine, e adevărat că și soluționarea unei cereri către bancă nu-i costă nimic pe consumator. Trebuie să fim corecți din acest punct de vedere. Dar la CSALB, consumatorul nu plătește absolut nimic și își poate rezolva mai mult probleme decât o simplă amânare. Zicem noi, o simplă amânare, care este bună și ea, că în momentul în care nu mai ai bani deloc, de exemplu, te bucuri și de o amânare la plata acestor rate. Domnule profesor, vin la dumneavoastră. Bine, este o măsură pe care au aplicat-o și alte țări din Europa. Unele pe o perioadă mai scurtă decât la noi. Trebuie să discutăm. Trebuie să discutăm. Și da, vă cer sunt două lucruri care vreau să le spun. În primul rând, o întrebare, dacă îmi permiteți. Ca să înțeleagă lumea, pentru că întrebarea asta se pune mereu. Accesul la dumneavoastră e gratuit. Dar instituția dumneavoastră, cine o finanțează? Este finanțată și noi n-am ascuns niciodată. Este cine finanțează? De sistemul financiar bancar. Sistemul financiar bancar. Da, exact. În funcție de rezultate sau într-o manieră fixă? Nu. Este o cotă pe care o sumă pe care o plătesc băncile, pe care și-o distribuie în funcție de volumul lor de activitate, în funcție de cota de variabilă? Piață. Este o sumă variabilă. Variabilă. Da. În fiecare an. Funcție de rezultate? Nu. Nu are relevanță rezultatele. Deci în legătură cu... Pentru că eu primesc destul de multe și e-mail-uri și întrebări, mai ales după ce s-a făcut o anumită
o anumită informare pe care eu apreciez foarte mult în legătură cu activitatea dumneavoastră, care e extrem de utilă și primesc multe întrebări și mă întreabă lumea, această instituție, ce interes are să facă așa ceva? Este o directivă europeană transpusă în legislația română. Asta e altceva. Da. Asta e altceva. Da. Orice interes are la bază un fapt material. De ce nu-l plătești? Asta am vrut ca să spun. Băncile. Nu este plătită din buget. Nu? Nu. Pentru că asta trebuie stabilit. Lumea crede că este din buget. Nu e din buget. Este o activitate bancară foarte bine. În al doilea rând, da, amânarea ratelor s-a făcut și în alte țări. Însă există aici o regulă care deocamdată este foarte discutată în Occident, pentru că ultimul laureat al premiului Nobel pentru economie a ridicat într-un fel această problemă. Și există o literatură foarte actuală pe această temă. Și anume, atunci când amân ratele, îl ajut pe om. Da? Categoric. Dar acest ajutor nu trebuie să fie în paralel cu o ofertă de rezolvare a situației la sfârșitul perioadei de amânare? La o scară atât de mare, cred că e imposibil. Ba da, este posibil printr-un program de relansare economică. Asta da. Deci, în momentul în care la noi s-a trecut la așa ceva, trebuie să admitem ideea că suntem într-o întârziere. Pentru că s-a trecut la amânare, băncile au fost de acord cu așa ceva, dar programul de relansare sau de reconstrucție economică încă n-a apărut. Nici nu s-a născut, domnul profesor. Domnul Cilinaru, atunci când vine omul și își cere o amânare, ca bancă, banca nefiind un frate de cruce ca să te ajute, deloc, te va întreba peste 9 luni în ce situație ești, pentru că atunci va trebui care să intri sunt într-o plată, cum da, asta a spus și extraordinar de corect, puțin mai mare sau foarte mare, mai mare. Și atunci îți oferă mediul economic, climatul economic, să-ți posibilitatea revii ca să devii. Deci ce vreau să spun prin asta? Hai să fac chiar o atenționare, îmi permit, pentru că sunt în discuție publică. Și anume, trebuie neapărat să avem în vedere apariția unui program concret de relansare a economiei după coronavirus. Ministrul de Finanțe, domnul Cățu, a anunțat că acest program este în lucru. A și vorbit despre anumite elemente de grandioase investiții în infrastructură și așa mai departe, și că va fi gata peste 2 săptămâni. Este elementul central care dă garanție și speranță celor care și-au amânat rata. Pentru că altfel e o aventură. Că sunt persoane fizice, că sunt companii. Nu contează. Toată lumea toată așteaptă. Toată lumea este mediu economic. Toată lumea depinde de aceste măsuri. Bineînțeles. Și totuși nu toate cererile au fost soluționate pozitiv. Domnul Adrian Cuculis, avocat, este în continuare alături de noi. Domnule Cuculis, cred că ați fost alături de noi în emisiune chiar atunci când a apărut povestea asta cu amânarea ratelor și chiar ne spuneați atunci, indirect în emisiune, că în prima săptămână s-au dat foarte multe negații din partea băncilor, nu? Da, și să știți că pe parcursul perioadei, cum a avansat programul care derivă din ordonanța guvernului, au apărut și instituțiile financiare nebancare cu același refuz pentru amânarea ratelor. Însă vreau să trag o concluzie aici pe chestiunea asta cu amânarea ratelor și cu 31 decembrie. Să știți că eu până în momentul de față nu am văzut nicio instituție bancară sau nebancară care să fie amânat plata ratelor pe 9 luni de zile. Bine, asta în ipoteza în care vorbim cu o lună în urmă de când a fost lansată ordonanța în cauză. Da. Deci majoritatea, sau mai bine spus, cam toate cererile care au fost aprobate cu privire la amânarea ratelor au fost aprobate pe o perioadă maximală de 3 luni de zile. Deci probabil că peste 3 luni de zile vom vedea care vor fi efectele acestei amânări de plată a ratelor bancare și cele nebancare, pentru că și IFN-urile sunt exact în același loc. Ceea ce vreau să spun este că avem și o anomalie în ordonanța respectivă și anomalia asta nu trebuie să o iertăm deloc și trebuie să o ținem minte totdeauna, pentru că vom plăti o dobândă la dobândă. Prima dată inclusiv creditele ipotecare erau sortite aceluiași lucru, respectiv în prima variantă a ordonanței. Dobânda respectivă era capitalizată și pe dobânda pe care o mai plăteam la final, sigur, s-a adăugat și plăteam aceeași dobândă contractuală, respectiv dobândă la dobândă este un anatocism, un lucru interzis de legislația din România. În momentul de față, pentru că
trebuie să facem distinția asta, se amână la plată atât creditele ipotecare, dar și cele neipotecare. În schimb, pentru creditele ipotecare, dobânda aceea la dobândă nu mai există, deci pentru dobânda amânată se va plăti 0% teoretic dobândă, pentru că așa arată ordonanța, iar pentru celelalte tipuri de credite, neipotecare, spre exemplu de nevoi personale care nu au o ipotecă la mijloc, se va plăti dobânda la dobândă. Ceea ce trebuie să înțeleagă cei de acasă este că vor primi un grafic de rambursare special diferit, care nu face obiectul contractului de credit, deci datoria aceasta amânată va fi înglobată într-un grafic de rambursare deosebit, iar conform legii nu se vor semna acte adiționale. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta, pentru că chiar acum câteva zile cineva mi-a trimis un asemenea grafic de rambursare cumva semnalând un soi de abuz și în urma analizării actelor i-a spus, nu este un abuz, este normal să ai un grafic de rambursare separat. Correct. Pentru datoria amânată și graficul de rambursare inițial pentru datoria pe care o ai de plătit în continuare. Ceea ce trebuie să știe toată lumea este că, pentru că aici, într-adevăr, am constatat un abuz, amânarea la plată se poate face, într-adevăr, până la 31 decembrie. Deși, repet, eu nu am văzut niciun caz prin care să fie acceptată această amânare la plată până la finalul anului. Însă, datoria pe care o înregistrăm pe suspendarea, pe timpul suspendării plății, neplății, de fapt, ratelor bancare, ea trebuie să fie eșalonată pe o perioadă, da, care merge până la 5 ani de zile. Este ilegal ca banca sau IFN-ul să vină să ne spună ne plătești datoria în 2 luni de zile sau 3 luni sau 1 an sau 2. Este o condiție esențială ca cei care fac aceste grafice de rambursare să le eșaloneze pe 5 ani de zile și nu mai puțin și nici mai mult. Să redistribuie, practic, să redistribuie aceste rate cât ori fi 3-4 pe anii rămași din perioada de creditare. Sigur că da. Mai este o condiție pentru cei care se încadrează în plafonul maxim de ani de data asta, adică nu pot depăși o anumită vârstă pentru rambursarea creditului și aici ne referim la 65 de ani, vor trebui cumva băncile să regândească acest grafic de rambursare în așa fel încât să se închidă creditul până la împlinirea vârstei respective. Deci asta înseamnă un soi de restructurare pe creditele pe care românii le au acum amânate la plată. Cumva cifra, dacă este reală, de 300.000 de cazuri, înseamnă, și de fapt este o analiză, un schelet al economiei noastre până la urmă, pentru că ne dăm seama cât de afectați au fost românii dacă 300.000 de cereri au fost depuse la instituțiile bancare pentru amânarea ratelor. Ar fi interesant să vedem o statistică cu ceea ce înseamnă creditele acordate în România care devin eligibile pentru suspendarea ratelor și să luăm procentul acela și să-l adăugăm peste ceea ce înseamnă 300.000 de contracte ale căror proprietari au cerut până la urmă suspendarea plății ratelor. Domnule Fenoghen, vin la dumneavoastră. În această ordonanță de amânare a ratelor, e prevăzut la vreun punct ce... Pentru că domnul Cuculis spunea despre această chestiune că nu a văzut încă amânări mai mari de 3-4 luni. Ce îi se întâmplă băncii dacă nu vrea, deși omul are dreptul, să amâne pe 9 luni de zile, până la, sau mă rog, cât mai e până la sfârșitul anului? Nu, am văzut o prevedere care să spună clar ce se poate întâmpla. Ce pățește banca? E adevărat, în schimb, bun, dacă nu se amână, înseamnă că trebuie să plătească în continuare ratele respective, dacă nu se aprobă cererea respectivă de amânare. Știu însă că erau anumite condiții pentru care, eu știu, nu toate persoanele, nu toți consumatorii aveau această vocație de a obține această amânare. Una dintre condiții era, de exemplu, să nu fie înregistrat întârzieri la plată, să nu aibă restanțe înainte de data de 16 martie. Să nu fie rău platnic. Da, sau, mă rog, acele restanțe trebuia să fi fost plătite până în momentul în care se formula cererea de amânare. Deci se putea rezolva în felul acesta, dar se putea problema dacă într-adevăr persoanele acelea care n-au putut să plătească înainte pot să plătească exact acum când nu mai au aceste venituri. Și pentru astfel de persoane, tocmai spuneam, o variantă era aceasta să vină inclusiv către CSALB cu o cerere, pentru că la CSALB nu se analizează conform ordonanței 37/2020 și se iau în calcul mai multe alte aspecte. Ce mai știm? Spre exemplu, nimeni nu mai vorbește în România și dumneavoastră știu că ați avut câteva cazuri pe francii elvețieni. Ce se mai știe despre cei care au avut mulți aceste dosare, aceste litigii?
Între timp, băncile au mai rezolvat dintre ele? Au făcut reconversie în altă monedă pentru ratele rămase? S-au mai scăzut valorile de returnat? Știu că există proiecte în care băncile au lucrat sau lucrează pentru astfel de conversii, să spunem, de credite. Unele au fost rezolvate cu mult timp înainte. Știm bănci mari care au rezolvat astfel de probleme în momentul în care au cumpărat alte bănci. Acum nu o să dăm neapărat numele. Însă problema cu franci elvețieni este una dintre problemele care a fost rezolvată inclusiv prin intermediul CSALB. Noi am avut chiar la începutul acestui an, 2020, un record valoric înregistrat în ceea ce privește exact 52.700 de franci elvețieni aproximativ, care fost reduși din efortul de plată al unui consumator. Mai multe, știu că există și proiecte de lege care vizează acest aspect al francilor elvețieni, sau, mă rog, nu direct neapărat al francilor elvețieni, ci, mă rog, diverse, eu știu, aspecte referitoare la impreviziune, și aici se poate intra destul de adânc în discuții. Domnule Cuculis, m-aș întoarce la dumneavoastră cu aceeași întrebare adresată domnului Fenoghen. Ce îi se întâmplă băncii dacă amână numai 3 luni plata ratelor? Eu o să vă răspund aceste întrebări și o să vă mai răspund și la chestiunea cu impreviziunea, care ține cumva de darea în plată, pentru că este un subiect extrem de fierbinte pentru toți împrumutații, și mă refer aici și la cei cu valută, dar și la cei cu credite în lei. Ce se întâmplă băncii? Știm foarte bine că guvernul a pus la dispoziție o platformă online prin care să fie sesizate abuzurile respective. Dacă ar fi să facem abstracție de această platformă, care nu știu precis ce face, adică cum s-ar fi rezolvat pe mai departe, probabil ar fi înaintat-o către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului în sesizarea respectivă. Pasul următor este într-o situație în care banca sau IFN-ul îți respinge practic cererea de suspendare a ratelor, și vă spuneam mai devreme lucrul acesta, pe baza ordonanței prezidențiale, adică este un tip de acțiune pe care poți să o înaintezi în instanță, poți cere instanței de judecată să constate că tu de fapt te încadrezi în condițiile prevăzute în ordonanța de urgență 37 a guvernului, și practic instanța să substituie acordul băncii în așa fel încât să beneficiezi de amânarea ratelor pe cât ai cerut, o lună, două sau până la 9 luni de zile. Deci sancțiunea cumva ar fi, pe de o parte, dacă ar fi cazul, una de natură contravențională din partea autorităților statului respectiv, ANPC, dacă se constată un soi de abuz de poziție prin respingerea cererii respective, și asta trebuie să stabilească ANPC-ul. Dar pentru a soluționa rapid chestiunea aceasta, sigur, fie banca îți acceptă cererea, fie dacă nu te duci în instanță și acolo îți tranșezi problema. Impreviziunea este o chestiune extrem de fierbinte și sensibilă în același timp. Știm foarte bine că, mai ales împrumutații în franci elvețieni, pentru că ați discutat mai devreme despre ei, au creșterea a fost simțită de aproape până la 4 ori din cursul valutar. Au luat unii împrumut la 1,67 lei pe franc elvețian și acum este undeva în zona, eu știu, 5 lei pe franc elvețian. Deci putem să spunem că măcar de 3 ori a crescut cursul valutar cu privire la această monedă. Există o condiție interesantă, pentru că legea dării în plată, care de a fost modificată, reglementează pentru prima dată noțiunea, dar și condițiile impreviziunii. Noi aveam o chestiune foarte neclară în vechiul cod civil ce înseamnă impreviziune. În actualul cod civil, intrat în vigoare de câțiva ani de zile, din 2011, avem implementată noțiunea de impreviziune cu text de lege, dar nu este definită impreviziunea cu condiții, și într-un final avem legea 77, care e modificată de fapt prin lege în Parlament și definește condițiile impreviziunii. Vreau să vă dau un exemplu, un tip de categorie de debitor care până în momentul de față era sclav pe viață, și nu folosesc un cuvânt nici aspru și nici exagerat. Sclav pe viață mă refer economic, financiar. Îți era vândut imobilul de către bancă, IFN sau, mă rog, chiar de recuperatorul de creanțe, ajungeai la un moment dat să rămâi fără casa respectivă, care era vândută conform regulilor de la licitația publică, poate și cu 30% din valoarea ei, și diferența aceea reziduală urma să o plătești mult și bine până când închideai debitul, sau din contră nu-l mai închideai niciodată. În momentul de față, prin implementarea noțiunii de impreviziune și de modificării legii dării în plată, această situație, dacă ți-a fost vândută casa, ai avut un credit ipotecar, ai rămas cu o datorie reziduală,
prin notificarea adresată băncii sau recuperatorului sau IFN-ului, depinde cine e creditorul tău, scap de datoria reziduală. Cei care au credite în ipoteza aceasta pe care v-am prezentat-o, cu creșterea explozivă a cursului valutar, sau, atenție, creșterea cu peste jumătate a valorii dobânzii, pentru că știm că sunt contracte cu dobândă variabilă și banca a modificat în mod unilateral lucrul acesta, dobânda variabilă, respectiv costul contractului, toți se încadrează în noțiunea de impreviziune și au într-un final posibilitatea, printr-o negociere absolut directă și dacă banca refuză, sigur că tot la instanță se ajunge, să reechilibreze, să adapteze în noțiunea dată de către codul civil prin coroborare cu legea dării în plată contractul și costul contractului până la urmă. Deci este un subiect extrem de important și mă bucur că nu am văzut din partea instituțiilor bancare și a sistemului în sine o opoziție vehementă cu privire la această lege, respectiv la modificarea legii dării în plată. Probabil că s-a ajuns la un consens, indiferent de ce natură, e bine că s-a ajuns la el. Domnule Adrian Cuculiț, mulțumim mult pentru faptul că ați participat astăzi la Miezul Problemei și vă așteptăm și în platou. Mulțumim! Domnule profesor, vedeți cum o reglementare incompletă, așa ca să nu folosim cuvinte foarte complicate,